Salutare domnilor și domnilor, sunt Mihai Daniel. Astăzi l-am alături de mine pe Daniel, văduva de la Vanguard Gold și vom avea un subiect extrem de interesant și anume de ce să privim aurul fizic, aurul de 24 de carate, ca și o investiție alternativă prin comparație cu Bitcoin, piața cripto sau cu alte piețe, stock market, imobiliare și alte forme de investiții. Daniel, mulțumesc că mi-ai acceptat invitația pe canal. Daniel de la Vanguard Gold. Am să te rog să-ți faci un intro. Mersi pentru invitație, Daniel. Să discut puțin despre Avangard, despre businessul nostru și o să intrăm puțin în detaliu de ce aur este o investiție, aur fizic este o investiție bună, așa cum ai spus și tu. Conceptul nostru Avangard există de 20 de ani pe piață. În principal, noi ne-am afirmat prin schimb valutar și transfer de bani. Suntem un partener MoneyGram de 10 ani și chiar unul dintre primii parteneri MoneyGram în România. De câțiva ani încoace am extins area de servicii, am adăugat partea asta de vânzare și cumpărare aur. La vânzare, când vorbesc de vânzare aur, mă refer lingouri de investiții de 24 de carate. Marca este Metalor Elveția. Am reușit să facem un parteneriat cu de la Metalor, prin care avem exclusivitate la produsele ei și la produsele lor. Firma asta, Metalor, e una dintre cele mai mari din lume, rafinăria, de fapt, Metalor. Are 170 de ani vechime, adică oamenii sunt în piață de mulți ani. Fac parte din grupul Tanaka, sunt niște japonezi în spate, care la fel, toată lumea știe că japonezii sunt serioși și nu se joacă. Și au o capacitate de rafinare și de producție foarte mare, adică undeva la câteva sute de tone pe lună produc. Prin acest parteneriat, noi am avut parte de produsele lor, care sunt lingouri de aur și de argint. Ei ne și rafinează materialul care noi îl adunăm aici în țară. Și am reușit să facem asta nu doar prin mediul online, în mediul online ne-am dezvoltat destul de mult, dar și prin magazine fizice. Locațiile noastre sunt undeva la 60 la număr, în momentul de față, dar majoritatea sunt pe partea de MoneyGram și schimb valutar. Avem 5 locații în care am adăugat acest servicii noi de vânzare și cumpărare aur. Locațiile sunt în general în zone, în centre comerciale, magazine premium și tu ai fost și ai văzut una dintre ele, ce este cea din Afi Cotroceni. Mai avem în Alba Iulia, în Ploiești, în Piatra Neamț și în Drobeta Turnu Severin, urmând să extindem începând în la viitoare și în Arad. Planul nostru este să schimbăm toate aceste 60 de locații și să mai adăugăm la ele și toate să fie să incorporăm aceste servicii pe lângă schimb valutar, MoneyGram, vânzare și cumpărare aur fizic. Ce am observat în acești ani este că trendul pe aur fizic este un destul de bun și este crescător. Oamenii au început să vadă asta ca o investiție alternativă și investiție foarte bună. Totul a început din punctul meu de vedere, adică oamenii s-au mai trezit așa la realitate odată cu începerea războiului în Ucraina. Asta a fost un factor declanșator, care și-au dat seama că, da, uite, banii care ai în bănci atunci nu poți să ai acces la ei foarte rapid, nu poți să-ți vinzi dacă ai investiții imobiliare, terenuri foarte greu să le miști în perioada asta și valoarea aurului a crescut foarte mult în perioada aceea. Valoarea aurului fizic. E o diferență între aurul fizic și aurul virtual, aurul de hârtie. În condiții de stres economic sau de probleme globale, aurul fizic crește și aurul virtual scade. Adică asta a fost și trendul atunci cu război. Toate acțiunile sau contractele fizice pe aur s-au dus în jos pe termen scurt, dar și prețul aurului fizic a crescut foarte mult. Cam asta despre noi. Ceea ce vreau să subliniez este că focusul nostru este 100% pe client. Adică tot ceea ce facem este să încercăm să creăm o relație de prietenie așa între noi și clienți, că ei să se simtă bine în locațiile noastre, care ai văzut și arată destul de bine și încercăm să ne diferențiem în piață prin aspectul pe care îl avem și prin serviciile. Nu știu, punem foarte mult preț pe oamenii cu care lucrăm, încercăm să-i trainim la un nivel cât mai înalt, ca ei să poată să fie competitivi în domeniul ăsta. Bun, cam asta e un short intro despre noi și despre ce facem.
Și vreau să continuăm să mai povestim puțin despre aur și diferențele dintre aur și, nu știu, piața de capital, piața imobiliară, sau dacă ai și o altă întrebări, te rog. Nu. Da. Ce vreau eu să mai punctez este că în ultimii 20 de ani aurul a avut o evoluție foarte bună. În anul 2000, pe euro mă refer, este o diferență între prețul pe euro și pe dolar în funcție de paritate euro-USD. În anul 2000, era un gram de aur, era 9 euro. Da. Acum a ajuns să fie undeva aproape de 50 și astăzi cred că este undeva la 58. Adică de 6,4 ori creștere în 20 de ani. Dacă te gândești pe termen lung, nu știu, sunt sigur că sunt poate alte, nu știu, investiții care au și un randament mai bun. Dar întotdeauna le explic clienților mei, trebuie să compari gradul de risc cu gradul de return. Adică cât de riscantă este investiția și ce profitabilă este. Și ca și risc. Hai să dăm un exemplu concret. Care e return-ul pe 2023? Pe 2023, deci la începutul anului era undeva la 51, acum suntem la 58, aproape 18%. Deci și estimările spre sfârșitul anului, cei de la Commerce Bank, JP Morgan, pun uncea pe la 2500 uncea de dolari, acum este 2000 și ceva. Adică poate încă o creștere de 20%, 25% până la sfârșitul anului. Dacă se întâmplă asta, aurul are un randament undeva la 40% anul ăsta, care e una dintre cele mai bune. Anul trecut? Anul trecut, la fel, a avut, cred că, nu știu, undeva la 10%, a avut un randament. A fost spike-ul ăla în 2022, care a crescut în perioada războiului. Atunci a crescut 20%, cred că, într-o săptămână, sau 22%, ceva de genul. Și după, piața se calmează, în general, știi cum e, adică piața asimilează evenimentul respectiv, lucrurile încep să se calmeze și se alinieze. Urmă a revenit, a avut o ușoară scădere, nu știu cum e, orice chestie, nimic nu crește la nesfârșit, sunt corecții în piață în care oamenii marchează profitul și după a continuat trendul ascendent. A avut ceva, o scurtă corecție prin vară, dar pe total este un trend ascendent care nimeni nu poate să merge. Consider că aurul e un asset cu trend sezonier, gen vara are corecții, iarna are creșteri? Da, sunt anumite trend, dar nu știu, e greu de spus. Da, într-adevăr, vara aceasta a mers pe ideea asta și au fost anumite veri în care, da, gândește-te că în iulie, august, oamenii sunt focusați pe concedii, pe alte lucruri, nu prea mai stă lumea să-și planifice investiții. Ce crezi că se va întâmpla cu aurul în următorii 5 ani? O să tot crească. Eu cred că mă aștept să ajungă și la 100.000, poate, în următorii 2 ani. Kilogram. Asta înseamnă 100 de dublu. Euro. Dublu. Da. Nu știu dacă ai urmărit, foarte multe, inclusiv China și state, acumulează. Am postat săptămâna asta, China și-a mărit rezerva în trimestrul 3 cu 29.000 de tone. China, da. Rusia, foarte multe țări acumulează și bine, asta din ceea ce știm. Câte sunt care probabil acumulează și nu știm noi. O întrebare pe care am primit-o de la oameni, știi că noi o să listăm pe Bitmarket aurul și mă întrebau gen, ok, dacă îl cumpăr și vreau să-l vând, să zic că am un an de ăsta senzațional, face 40% aurul, voi îl și cumpărați? Da, noi și cumpărăm, oferim și pe site-ul nostru și magazinele noastre opțiunea de a cumpăra. Cumpărăm la cele mai bune prețuri, adică, nu știu, diferența între vânzare și cumpărare la 100 de grame astăzi ar fi, cred că, undeva la 4%, deci dacă ai lua astăzi și ai vinde tot astăzi, adică foarte puțin în condiție că l-a crescut 18% anul acesta. Mai vreau să subliniez un aspect, este că investiția în aur se face de obicei pe un termen mai lung. Nu prea e un produs speculativ, adică l-ai cumpărat azi, îl vinzi peste o lună, peste foarte puțin frac neapărat trading, poate să faci pe piața future, dar aur fizic, de obicei oamenii îl iau ca investiție pe termen lung. Lasă moștenire la nepoți, la copii, etc. Păi da, uite, de exemplu, sunt oameni tineri care au, să zic, copii mici acum și poate se gândesc la viitorul lor. Din perspectiva ta, consider că e inteligent să faci o alocare și în aur pentru viitor? Sigur că da. Eu le spun clienților mei, băi, nu trebuie să investești toată suma pe care ai în aur, da? Dar ține o parte din ea, că e o investiție foarte sigură, dar nu are, nu are, nu să aibă scădere niciodată de 50%, nu are aceste fluctuații, da? Și nu o să pierd, pe termen greu să pierd, de 5.000 de ani înseamnă bani și este în creștere de 10 de ani.
Și e bine să te gândești la asta pe viitor. Gândește-te că dacă cine investea pentru copiii lui acum 20 de ani, avea o creștere de 640%. Da. Nu e un return foarte rău în condițiile în care produsul este foarte sigur. Și eu am copil și eu investesc, îi pun deoparte ceva. Cât la sută din portofoliul tău e investit în aur? Undeva la 40%, dar eu sunt în domeniu. Da, da, da. Adică eu le recomand undeva pe la 30% să-și investească 30%. În aur. Deci, în România există trendul ăsta. Mulți oameni se duc către piața de imobiliare. Așa am observat. Mulți clienți de-ai mei au, dar lucrurile încep să se schimbe. Există o schimbare a modului de gândit, o schimbare a modului de investit. Da, cred că unii gândesc asta și din perspectiva gen, dacă ai nevoie de niște bani și te duci la bancă și îți lași la gaj, știi, poți să ai o formă de finanțare. Bineînțeles, banca se finanțează. La aur poți să faci treaba asta? Același lucru poți să-l faci și la aur. O să te duci să-ți ții într-un depozit aurul și poți să-ți iei credit în baza depozitului. Da, acum depinde de la bancă la bancă care sunt condițiile de creditare. Nu știu să spun chestiile astea, dar voi faceți treaba asta? Noi nu facem treaba asta. Noi rulăm bani, cumpărăm și vindem în continuu. Nu avem nevoie de așa ceva. Nu putem să blocăm stocul nostru să rulează. Dar sunt clienți de-ai mei care fac treaba asta. Au aur și îl țin la bancă și cu banii aceia își au credit și investesc în alte business-uri. O altă chestie. De exemplu, sunt oameni care lucrează în străinătate, care tranzitează și care nu știu gen care e procedura. Dacă un cetățean, să zic că își cumpără un kilogram de aur sau 100 de grame, 300 de grame da. Și trece frontiera și are factura, e ok? Trebuie să declare toate. Trebuie să declare. Dacă există, dacă are bunuri în valoare mai mare de 10.000 de euro, trebuie să declare. Acum, dacă are, nu știu, aur care valoarea lui este până 10.000 de euro, nu trebuie să declare nimic. Nu, mă gândesc la oamenii care se relochează sau sunt oameni, să zic, au muncit un an de zile acolo, vin aici și cumpără, se întorc acolo și vor să și-l țină cu ei. Avem foarte mult, adică august este lumea în care oamenii, nu știu, românii care lucrează afară, scuze, vin în România, își petrec concediile, își văd familiile și atunci este o creștere în cerere, am observat o creștere în cererea de aur, adică ei vin, cumpără, tranzacționează, fac aceste tranzacții și le lasă probabil rudelor ei sau le iau cu ei, asta n-am găsit. Cum vezi piața românească ca și dinamică? Care e nivelul de înțelegere al investitorului în aur? Cred că în ultimii ani piața s-a mai dezvoltat, dar am mai avut noi și o discuție în prealabil despre asta. Care este cel mai mare challenge al nostru? Este educația. Adică să explicăm clienților și posibilor clienți că acest produs este bun ca și investiți, care are un return de, nu știu, 650% în 20 de ani, care are un nivel de risc destul de scăzut, adică nu are anumite costuri, de exemplu, ca ai investit un apartament care trebuie să-l închiriezi, ai bătaie de cap chiriași și trebuie să investești bani, lucrurile se strică, sunt cheltuieli de amortizare, pe care aici nu le ai. Aurul nu se strică, nu se deteriorează, nu are niciun fel de... Păi hai să facem o comparație. În România, din ce știu eu, nivelul mediu în care faci un return of investment la un apartament mediu, nu vorbesc de zone de top sau nu știu ce, e undeva la 11 ani. Adică eu așa îl văd acolo, cu toate sunt voci care zic 7 ani, 8 ani, eu nu cred în 7-8 ani. Da, dar de ce crezi că preferă oamenii ăsta? Pentru că păi se pare aici, sigur. Aici vreau să te întreb o chestie. Care este evoluția, să zic, de acum 10 ani, dacă ai fi luat aur acum 10 ani? Eu zic că e mai bună decât la un apartament. Da, ideea este că ca orice piață, sunt evenimente care mișcă piața mai mult, alte mai puțin. A fost în 2013. În 2013 aurul a atins un maxim. Pe dolari a fost undeva la 1900 și ceva un cent. Au fost niște evenimente pe piață, în aprilie chiar 2013, și atunci a fost un all-time high pentru perioada respectivă. După care a avut niște ani în care, știi cum e, pe măsură ce economia merge bine, da, inflația este scăzută, apar alte surse alternative de investit. Și atunci aurul a avut o scădere în ultimii ani față de all-time high-ul. Dar, pe măsură ce economia iarăși a început să scârție, au fost și probleme cu războiul, etc. Inflația este foarte, foarte sus, aurul a început să revină. De aceea, ultimii ani, el a avut o scădere din 2013 până în 2016 și în 2016 a crescut. Greu de spus dacă în comparație cu piața imobiliară. Știu că boom-ul în imobiliare a fost până în 2008, pe care a fost o scădere de 35-40%. Aurul și în 2013 nu a avut această scădere. A avut undeva la 10-15%. Astea sunt, ce zic,
Ăsta este asetul aurului, avantajul aurului. Este că nu are fluctuații foarte, foarte mari. Și este, ce zic, ca investitor, poți să te gândești că e o sursă sigură unde să ții banii și nu azi, dacă nu știu, investești astăzi, știi, știu, și în piața cripto sunt fluctuații foarte mari. Poți să ai, mâine poți să ai jumate din banii respectiv sau, evident, de trei ori bani. Dar e vorba de predictibilitate, în care orice investitor o caută. Și caută siguranță și predictibilitate. De aceea aurul a performat bine în aceste condiții. O altă întrebare acum are legătură și cu colaborarea noastră pe BitMarket. Cât de sigur este atunci când cumperi online? Pentru că vreau să specific, atunci când produsele de la Vanguard vor ajunge pe BitMarket, nu BitMarket-ul este vânzătorul, nu el este cel care oferă produsul în sine, noi suntem doar o platformă de intermediere. Cât de sigur este să cumperi aur online? Da, este foarte sigur. Transportul este asigurat și gratuit. Adică clientul nu are niciun risc. Știu că, na, când e vorba de banii noștri munciți greu, orice, încercăm să minimalizăm riscul cât se poate. Și am discuții în acestea cu clienții care zic, domnule, nu aș prefera să vin să-l văd în magazin. Oferim și această posibilitate să ridice din magazin sub orice formă, dar mare parte din vânzări vin pe mediul online. Oamenii au înțeles că este mult mai simplu să stai acasă, primești. Transferul de proprietate se face în momentul în care tu primești produsul. Nu este niciun risc pentru tine. Adică dacă nu-l primești, riscul este la mine. Și la transportator, care în caz că pierde sau ceva, eu am asigurat, recuperez sumele respective. Și plus că și da, să te duci, să te plimbi, să mergi cu el, este un risc. Așa l-ai primit acasă, dacă îl plătești, nu știe nimeni ce e acolo, nu scrie pe el, adică este total discretă. O altă chestie, cred că foarte multă lume nu știe care este TVA-ul la aur. Da, este... Bine, asta odată cu TVA-ul e o discuție. Aurul de investiție are TVA 0. Da? Deci mulți nu știu chestia asta. Există un regim special pentru aur de investiții în care TVA-ul este 0. Pe lângă lingourile de 24 de carate, inclusiv monedele care au puritate peste 900 la 1000, adică de la 22 de carate în sus, 21,6 în sus, până la 24, și ele sunt scutite de TVA. Tot ce este sub 900 la 1000 începe să aducă TVA. Bijuteriile, 18, 14... Da, bijuteriile în general sunt purtătoare de TVA și au o manoperă. Mai am clienți care au spus, domnule, am investit în aur, m-am luat bijuterii. Asta vreau să... Asta nu este o investiție. În bijuteria o iei pentru plăcere, pentru tine, pentru a oferi un cadou. Dar nu e o investiție, pentru că tu din start ai pierdut 19% TVA-ul și plus manopera. Orice bijuterie are o manoperă, ceva o lucrează, o prelucrează. Și, nu știu, câteodată manopera ajunge să fie foarte, foarte ridicată. De aceea, nu știu, de la gram de aur ajunge să fie poate dublu în magazin, inclusiv taxele. De aceea, investiția în aur se face exclusiv în lingouri de investiții de 24 de carate. Am înțeles. Da, te rog. Mai vreau doar să mai spun câteva aspecte despre investiție în sine. Lingourile, adică sunt mai multe categorii de oameni care cumpără aceste lingouri. Unul se cumpără pentru cadou, în general se cumpără lingourile mici. Nu știu, e un cadou foarte bun pentru un botez, pentru un aniversar, pentru ceva, e un cadou de viitor. Adică astăzi ai luat un lingou și poate peste 10 ani când o să aibă nevoie de bani, prețul o să fie de 3 ori sau de 4 ori, etc. Ceea ce înseamnă o valoare adăugată în timp. Sunt acești, adică are aurul această funcție de a fi un cadou prețios și un cadou bun pentru diverse ocazii, zile de naștere, botez, etc., nuntă. Dar și cei care investesc, eu le recomand să investească în lingouri mai mari. De ce spun asta? Cu cât sunt niște costuri pentru lingourile acelea mici. Un cost de lingotare, adică să-l faci în formă de lingou pe care rafineria îl suportă. Costul de transport. Noi trebuie să-l aducem de la rafinerie, unde evident și iau o marjă, nimeni nu lucrează gratuit. Să-l aduci, să-l asiguri, să-l transporti, să-l vinzi, să-l marketingul din spate și toate aceste costuri se amortizează mai bine la lingourile mari. Adică prețul pe gram scade cu cât lingourul este mai mare. Am înțeles. Dar nici nu recomand să ia numai lingouri mari clienții din kilogram sau cei care... Pentru că este mai greu de vândut. Când ai lingouri, de exemplu, cele mai rentabile și cele mai căutate sunt lingourile de 50 de gram și 100 de gram. Se vând foarte ușor. Da, adică poți să le vinzi oriunde în lume, așa un lingou de un kilogram, poți să le vinzi la un moment dat, nu știu, 57-56 de mii de euro. Nu poți să-ți dea oricine bani așa.
și este mai complicat. Și, nu știu, de exemplu, ai un milion de kilogram și ai nevoie doar o parte din bani. Nu poți să-l tai în bucăți să-l vinzi. Da, de aceea, mulți preferă să ia, nu știu, 10 de 100 de grame. Sau 20 de 50 de grame și a vândut un lingon acela și a rezolvat nevoia de bani pe moment și pe termen lung încă are aurul care adună, care crește. Încă o întrebare tot legată de vânzarea online pe BitMarket. Cred că probabil mulți se vor gândi cât de repede primesc bunul după ce l-au achitat. Noi îl livrăm în general în 24 de ore. Comenzile care ajung la noi, adică care se plasează în general până în ora 15, în ziua respectivă, sunt livrate în aceea zi. Și 90% din cazuri ajung ziua următoare. Comenzile se fac prin curiera rapid, dar na, mai sunt și mici excepții care mai întârzi o zi sau ceva, depinde de serviciul de curierat din zona respectivă. Asta nu depinde de noi. Dar noi ceea ce putem garanta este că ceea ce primim în ziua respectivă până în ora 15 vom livra în aceea zi. Și sunt mari șanse să ajungă în ziua următoare. Am înțeles. Daniel, dacă mai ai ceva de adăugat? Nu, în mare, adică mi-aș dori ca oamenii să cunoască, adică să întrebe mai mult, să se intereseze de această investiție, adică de aurul fizic. Noi ce vreau să spun este că suntem la dispoziția lor pentru orice informații. Avem foarte multe canale de comunicare, prin social media, la telefon, online, prin magazine, adică toți angajații noștri sunt specializați a oferi informații celor care vor să știe. Avem și niște sesiuni one-on-one cu investitorii care au, nu știu, sume mai mari, care așa și nu știu cum să le plaseze și care este modul, și facem niște sesiuni de one-on-one cu ei în care să le oferim cea mai bună soluție. La unii le oferim și soluții de depozitare, știu că și asta era o problemă și să discutam noi. Avem posibilitatea de depozita în Elveția pentru anumite sume mai mari, că sunt acestea, și în general ceea ce focusul nostru este să prezentăm aurul ca fiind o investiție bună persoanelor care vor să înțeleagă și vor să aibă, să-și diversifice portofoliul. Îți mulțumesc mult! Pot să închei cu precizarea că și eu voi începe să investesc măcar 10% din portofoliu în aur, pentru că nu știm ce urmează. Da, avem piața cripto, o piață super dinamică, super interesantă, dar în piața cripto există mai mult poate, da, și speranțe decât lucruri concrete cum e la aur și cum e a deține aur fizic. Sper să ne listăm în cel mai scurt timp primele lingouri pe BitMarket. Vă pregătim o surpriză interesantă pentru Black Friday și luna cadourilor. Sper să reușim să facem acel Bitcoin din aur de 15 grame. Să zicem un omagiu pentru Bitcoin făcut de noi aici în România. Mulțumesc mult! Sper să ne revedem curând. Toate cele bune! Toate cele bune! La revedere! Cam așa arată aurul fizic în magazin, cam așa arată prezentarea și dacă tot o să fiți aici, puteți să faceți și exchange la rate-uri foarte convenabile.